Președintele României, Klaus Iohannis, nu a putut fi prezent la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Știu că dânsul a trimis un mesaj către Biserica Ortodoxă Română, dar cum a primit Biserica Ortodoxă Română această veste? Că președintele nu va fi prezent la eveniment. Din nefericire a fost o coincidență organizarea simultană a unui eveniment la care președintele României nu putea lipsi. Ca orice șef de stat din UE a trebuit să participe la un eveniment politic important. Faptul că a trimis un mesaj, faptul că doar cu o zi înainte s-a întâlnit cu Patriarhul României și cu Patriarhul Ecumenic, a compensat în mod firesc absența justificată a domniei sale de la eveniment. Am văzut totuși că doamna Viorica Dăncilă, premierul actual în funcție, a fost prezentă la eveniment. S-au transmis invitații către toate oficialitățile, către toate persoanele importante care ocupă mai precis funcții importante în statul român. Era inevitabil să fie adresată o asemenea invitație și primului ministru. Au venit oficialități din tot spectrul politic, au venit persoane importante care nu sunt cunoscute însă în spațiul public, dar care au contribuit într-un mod sau altul, prin donații sau prin într-un alt fel de sprijin la edificarea acestui proiect. Au participat, evident, reprezentanții multor organizații, veterani de război, eroi și așa mai departe. Au fost invitații în număr de 2000, adresate multor personalități și oamenilor care, evident, repet, au sprijinit acest proiect. Aceste 2000 de persoane au asistat înăuntru, în catedrală, la ceremonia sfințirii catedralei, o slujbă care a început la ora 9 fix, care s-a terminat la 10:30, a fost citit cuvântul solemn de sfințire a catedralei, ulterior a început Sfânta Liturghie, prima Sfântă Liturghie. Știm că au fost invitați inclusiv din afara țării și reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe Române de peste hotare. Invitatul principal la acest eveniment a fost Patriarhul Bartolomeu, Patriarhul de Constantinopol, cum se numește el în titulatura veche, Patriarhul Ecumenic, cum este cunoscut mai ales în spațiul mediatic. El a venit însoțit de o delegație a Bisericii de Constantinopol, a Patriarhiei de Constantinopol. De asemenea, a mai fost prezent cineva important, a fost prezent Mitropolitul Hrisostom de Patra, care a condus biserica, care a condus delegația Bisericii Ortodoxe a Greciei și care a și adus pentru câteva zile în România cinstita mână a Sfântului Apostol Andrei. De asemenea, anticipez că la hramul Catedralei de Sfântul Andrei pe 30 noiembrie va mai fi un invitat important din străinătate, Patriarhul Teofil al III-lea al Ierusalimului, care va și sluji Sfânta Liturghie pe 30 noiembrie în Catedrala Națională de ziua Sfântului Apostol Andrei. Au mai fost invitați care nu au putut, deși au primit invitație, nu au putut să vină din afara țării și au transmis. Nu, din lumea ortodoxă, din rândul înalților ierarhii ai lumii ortodoxe, nu au mai fost invitați acum alții, deoarece s-a sfințit acum altarul catedralei. Va fi o slujbă de sfințire a picturii în mozaic a Catedralei Naționale, atunci vor fi invitați toți reprezentanții lumii ortodoxe, pentru că atunci va fi catedrala integral gata, ca să spun așa. Până atunci s-a dorit și în mod firesc s-a și săvârșit sfințirea catedralei, pentru că în anul centenar nu puteam să nu onorăm prin acest proiect legat de această sută de ani, în mod absolut clar, nu puteam să nu punctăm luminos, ca să spun așa, centenarul.